Berbec. Într-o relație romantică neoficială nu tolerați minciunile, dar apreciați simplitatea îngrijirii umane, loialitatea și disponibilitatea de a veni oricând în ajutor. Va fi o perioadă aglomerată, iar dacă sunteți obosit de relația actuală, atunci este posibilă o pauză. Asta depinde numai de voi. Dacă doriți să continuați legătura, dacă ea e potrivită pentru voi sau nu. Alții se pot întoarce la o fostă iubire și devine clar că sentimentele nu au dispărut, iar între voi există încă ceva nerezolvat și nesigur. Este posibil să vă întâlniți cu o fostă pasiune care trăiește într-un alt oraș sau într-o altă țară. Dacă sunteți căsătoriți, nu cereți multe de la partener, deoarece poate fi mai ocupat cu afacerile sale, cu problemele de muncă. Se pare că acestea nu au întotdeauna succes. Deși îi veți fi un partener credincios, nu vă veți respinge plăcerea de a flirta cu cineva la lucru, mai ales acum, când vă simțiți neglijat. Alți soți vor avea probleme cu bunurile imobile. Taur. În viața personală se poate dezvolta o varietate de subiecte. În relațiile de familie, din păcate, vor exista dezacorduri. Sunt zile în care ecourile vechilor nemulțumiri vor deveni mai puternice, iar căutarea vinovatului este mai activă. Încercați să lăsați trecutul la locul lui, pentru că ceea ce a fost înainte nu interferează cu prezentul. Relațiile maritale au și ele jar la tălpi, căci partenerul de căsătorie devine mai independent și mai agresiv. Este posibil ca el să deschidă un subiect important despre schimbarea vieții și chiar despre un eventual divorț. Dacă este într-adevăr așa, atunci tema despre împărțirea proprietăților comune va fi activă imediat. Pentru nativii necăsătoriți, situația este mai bună. Se pot rezolva amiabil problemele de coabitare, depășind rezistența părinților nemulțumiți. Sfatul meu pentru toți este să evitați scandalurile, procesele, clarificarea în mod public a relațiilor. Amânați toate astea până când veți deveni mai stabili pe emoțiile voastre. Chiar și cu experiențe interioare adânci, încercați să rămâneți în continuare calm și reținuți. Gemeni. Nu vă așteptați ca cei din jurul vostru să ghicească motivele stării dumneavoastră de spirit. Dacă nu sunteți în apele voastre, cereți familiei răgaz să vă implice în treburile interne cât mai rar posibil. Ei vor înțelege cu siguranță și vor păstra pacea și liniștea în casă. Împreună cu partenerul de căsătorie puteți merge în vizită la prieteni. Vă puteți plimba, puteți face împreună lucruri relaxante. Treptat veți începe să vă bucurați de comunicare și întâlniri cu alți oameni, așa că nu vă detașați de dorința de a vă distra puțin. Într-o relație romantică neoficială veți deveni mai pragmatici pentru că vă cunoașteți propria valoare. Simpatizanții vor fi aceia care vă vor ajuta să vă simțiți în siguranță financiar. Fiți voi înșivă, dar dacă vreți să surprindeți pe alții, schimbați ceva în aspect sau în stilul de comportament. Rac. Dragostea vă oferă inspirații pe care nu veți ezita să le împărtășiți cu generozitate, nu doar acum, căci este timpul pentru a dezvolta și consolida relațiile, pentru a adăuga noi tradiții memorabile în povești amoroase. Dacă inima voastră este liberă, deschideți-vă la comunicare și noi relații și cineva vă va trezi cu siguranță interesul oricât de selectiv ați fi. Oamenii apropiați de spiritul vostru vor avea o influență puternică, dar numai dacă vor fi excluse problemele materiale din discuție. Aderența puternică la unul dintre prieteni se poate transforma într-un sentiment romantic. Flirtul cu o culoare erotică ușoară va șterge granița dintre prietenie și iubire, ceea ce va da relației un fel de ambiguitate. Pentru cei căsătoriți, dorința de a extinde oportunitățile existente și de a schimba locurile, interesul pentru creșterea profesională, toate vor crea tensiuni în relații. Planurile globale și convingerea voastră interioară a corectitudinilor nu vor găsi sprijin în partener. Leu. Continuați să faceți planuri din umbră, ori continuați să vă temeți de dușmani nevăzuți. Acționați, faceți și desfaceți alianțe cu scopul de a vă susține în urcare pe treapta dorită și în avansare pe scara ierarhică. Puteți gândi la reluarea unor proiecte legate de activități comerciale cu imobile sau puteți relua comunicarea cu un membru al familiei. Trebuie atenție mărită acordată sănătății, căci vor fi pedepsite orice excese. Guvernatorul zodiei voastre se află acum într-o ipostază care atrage niște lecții finale, ca urmare a unor fapte din trecut. Nu vă bazați pe șansă, ci doar pe voi înșivă.
Probleme de viață, situații neclare și multe provocări de traversat vin acum și vă solicită în așa fel încât nu vă faceți deloc timp pentru voi, dar cel mai important pentru copiii voștri. Sectorul parteneriatelor are stăpânul într-o zonă care vă poate face perechea să poarte dialoguri sub influența unei mai mari emotivități față de cum îi este felul. Acceptați să mergeți împreună la întâlniri cu amicii care vă fac plăcere, la rudele care sunt simpatice, în așa fel încât atmosfera destinsă să modifice în bine dispoziția tuturor. Fecioară. Privitor la iubiri, în această perioadă sunt posibile neînțelegeri, insulte și tensiuni neașteptate, unele dintre ele venind ca lecție pentru indolența voastră vis-a-vis de persoana dragă. Este complet rezonabil motivul. Dacă vi se întâmplă acest lucru, atunci nu vă grăbiți să trageți concluzii, ci gândiți-vă la faptul că ați greșit. Depinde însă și dacă vă doriți orba să mergeți mai departe împreună. Nu este exclus ca activarea legăturilor emoționale și acțiunea voastră independentă să afecteze inclusiv căsătoria dacă sunteți în parteneriat oficial. Asta nu va rămâne fără urmări, căci în situația în care partenerul devine conștient de partea asta a vieții voastre, riscă să se distrugă căsătoria. Așadar, dintr-un sentiment de contradicție, puteți exagera cu vanitatea, creând o amenințare pentru viitor. Balanță. În relație, norii apar brusc la orizont și parcă nu vedeți azurul frumos al cerului. Atât voi cât și perechea voastră puteți greși cu o emoționalitate excesivă și cu o judecată părtinitoare. Poate că peste toate acestea mai vin și unele dezacorduri referitoare la planul financiar. Așadar, sigur în această perioadă nu vă plictisiți. Încrederea excesivă în voi și în forțele voastre, în corectitudinea acțiunilor, va conduce spre o situație de criză în relații. Vanitatea și credința că totul în viață poate fi realizat profitând de alte persoane sau prin joacă nesăbuită cu sentimentele altor oameni sau care prezintă show-uri acolo unde ar trebui să fie serioși, vor duce la acțiuni neașteptate sau decizii necugetate din partea voastră. Veți deveni mai iritabili și mai răi dacă vă confruntați cu astfel de specimene. Parcă ați dori să traversați sărbătoarea mărțișorului ce se apropie, făcând o surpriză pentru rude. Din păcate, nu toate visele sunt destinate să se realizeze, de data asta din lipsa de bani. Vă decideți să lăsați rezervă pentru o vacanță la vară sau să vă cumpărați acum ceva scump și frumos. Scorpion. În această săptămână veți primi sprijin din partea unor rude, a părinților, în special a mamei. Cu toate astea, voi ar trebui să fiți aceia care să-i ajutați pe alții. Nu ezitați să vă implicați dacă aveți posibilitatea, măcar cu un sfat pertinent. Grijă la bârfe! Profesional, disputele privind erori vor reveni, dar șefii și superiorii vor avea înțelepciune și înțelegere. Pentru a nu pierde poziția finală, fiți cinstiți. Căutați un punct de plecare în acțiunile necesare, luați deciziile corecte și nu acuzați nefondat pe alții. Având o așa atitudine, vine și răsplata. Partenerii vechi se vor întoarce și îți vor aminti de ajutorul pe care voi l-ați dat cândva. Sfârșitul perioadei vine cu impulsuri emoționale spontane, pentru că uneori veți fi plini de aspirații opuse față de ale celor din jur. Riscați să vă exprimați impulsiv, pe neașteptate și fără să vă gândiți, iar acest lucru vă poate afecta viitorul. Aveți nevoie de prieteni care sunt capabili să simtă și să gândească la fel de profund ca și voi și cu ei trebuie să încercați să comunicați mai mult. Săgetător. Dificultățile din această săptămână vor spori întâlnirile cu prietenii, călătoriile prin oraș sau entuziasmul pentru delectarea preferată. Indiferent de modul în care relaționați cu mediul apropiat, încercați să neteziți orice colțuri ascuțite. E importantă reluarea contactelor între rudele de sânge, deoarece există șansa de a se găsi un limbaj comun cu orice interlocutor. Cu restaurarea păcii și a armoniei dintre cei dragi, veți îndeplini una dintre sarcinile karmice ale acestui an. Veți învăța să aveți grijă mai mult de lucrurile obișnuite, punând experiența spirituală în practică de zi cu zi. Un sentiment de completitudine vă va permite să scăpați de anxietate și presimțiri negative. În iubire, povestea voastră e pusă la încercare. Intrigi, zvonuri, descoperirea unor secrete neplăcute unul altuia, oricare poate pune cruce relației. Cu cât sunteți mai hotărâți să ignorați lucrurile mici, cu atât mai bine. O modalitate bună de a reîmprospăta relațiile este aceea de a surprinde. Cei singuri să faceți un pas înapoi în căutarea legăturii. Nu e un moment bun pentru asta.
Capricorn. Unii dintre voi veți fi înconjurați de dragostea oamenilor apropiați, astfel încât mediul de acasă vă va permite să vă relaxați confortabil. Puteți să vă programați o schimbare de look, puteți începe să schimbați ceva în interior, să pregătiți o masă delicioasă sau să organizați o masă festivă acasă. În schimb, vă sfătuiesc să manifestați mai mult control asupra copiilor, asupra hobby-urilor și preocupărilor lor și dați-le bani mai puțin. Cu un partener puteți deja planifica o excursie în natură. Împreună începeți să visați la o viață necunoscută, fabuloasă și sublimă, ca o aventură minunată. Revenind apoi la realitatea vieții obișnuite, încercați să nu pierdeți visul de posibilă vacanță. Cei care se află pe punctul de a divorța se pot confrunta cu dispute dure asupra proprietății comune și locuințelor, posibile dezacorduri legate de viitorul copiilor. Vărsător. Ați ajuns la punct de limită în mai multe sectoare. Unul dintre cele critice e al stării de sănătate și sunteți setați pe modulul de a face schimbări. Vă spuneți dimineața în oglindă că de azi începeți programul de exerciții la care ați văzut reclamă sau că nu mai fumați, iar trăirile interioare asociate au la bază o motivație reală. Un alt plan poate fi cel al locului de muncă unde deodată nu mai suportați atmosfera. Nu vă mai regăsiți pe aceeași lungime de undă cu colegii sau șefii. Reacțiile emoționale sunt mai dramatice decât cere realitatea obiectivă și e bine să vă faceți un plan, să începeți cu pași mici și cu câteva modificări în rutină sau cu tentative discrete de a spori armonia la locul de muncă. Puneți o poză amuzantă sau chiar aduceți cafeaua la birou într-una din zile. E posibil să vă confruntați cu stări mai puțin plăcute sau cu atitudini nepotrivite. Unul din colegi să plece din echipă, de exemplu, dar în toate e mai util să vedeți ocazia de a face ceva diferit. Pești. Vă doriți relaxare interioară, să tratați lucrurile cu lejeritate, fără să vă agitați, dar responsabilitățile curente umbresc dorința interioară. Vă este greu să vă manageriați timpul. Pare că nu e suficient pentru câte aveți notate pe agenda, dar tot nu vă lăsați până nu adăugați o notă creativă și personală în toate. Simțiți nevoie de a copleși pe celălalt cu efuziuni de pasiune spontană. Se creează parcă din senin oportunități de a petrece timp mai mult cu copiii sau cu persoanele din anturaj. Atenție la informații mai subtile. Puteți afla despre unele activități a copiilor despre care nu prea ați avut date până acum. Intensitatea emoțiilor e la ea acasă și dacă ați ținut ceva sub lacăt, acum e posibil să fie nevoie să faceți dezvăluiri, iar unele îi vor prinde pe alții pe picior greșit.